Deci, 1. Asta ce-i? E o țâță de jin. 2. Dar de unde ai tu geanga asta? Trebuie să vedem. 3, așa. Așa. Niște ouă. Oricum, eu aveam, dar s-o mai trimis. Ouă și țâța nie. Da, așa. Dar plăcintele nie. Și a doua zi, după ce o să ne fie rău, iată asta. O să meargă foarte bine. Facrișor. Sigur, sigur. Dar de unde mai ai? De unde ai tu deci, toate bogățiile astea? Lucrurile astea sunt de rasculeni. Important nu este ce în interior, dar uitați-vă ce geantă frumoasă. Măi, important e cine ți le-o trimis, și așa. Uitați-vă cu ce o să... Asta e de la mama, de la țară, de la sculeni, fietelor. Mama lui Alexandru Pleșca, noi îți mulțumim, vă mulțumim foarte mult și mulțumim tuturor mamelor că au grijă de noi. Vreau iată așa o să sărbătorim noi după emisiune 8 martie. Acum ce facem? O, așa. Și aici sunt cele mai importante murăturile. Vreau. Așa. Schiperi în pluț, Sasha. Schiperi în pluț murat. Asta e. Uitați-vă, eu știu că vouă este foarte tare poftă de ceea ce vedem noi aici, dar eu zic, hai să începem emisiunea, gustăm câte o chișcătură și după care, după asta o să începem. Hai, începem. Ca să terminăm. Începem ca să terminăm. Noi ați începem. Înțeles, da? Hai. Începem. Felicitări, dragile mele, cu ocazia zilei de 8 martie. Da, astăzi este ziua voastră și eu mă bucur că, de fapt, uitați-vă, Miron are un 8 făcut din podoaba ei capelară. Poftim, da, Miron. Noi ce aveți aici? Ei, ce avem, ce avem? Uite ce avem noi, Sasha, aici. Ia să vedem. Ce e asta? Ce? Astăzi este ziua internațională a femeilor, toate femeile au zi liberă și numai... Pleșca lucrează. Eu nu știu cine e ăsta, dar mă uit, are o privire foarte inteligentă. Expresivă. Expresivă, da. Aoleu, unul mai frumos decât altul. Tu vorbești cu noi sau cu el? Cu ambii. Cu ambii patru. Pot să zic și eu ceva, da? Da, vă rog. Mulțumesc. Voi ați uitat deja cum este când Miron este în emisiune cu voi. Ei, da, n-am uitat. Chiar am simțit lipsa. Hai să-i dăm voi o leac și să spun da, ceva. Da, mulțumesc. În primul rând, am vrut să zic că acest 8, care nu se mai vede, este semnul infinitului. Deci vreau ca 8 martie să fie la infinit. Adică și pe 9 și pe 10? Nu, da. Am înțeles. Alo. Da. Plus, mai vreau să zic că vezi Pleșca cum stăție așa, parcă ai două cornițe. Măi, eu mă bucur că, de fapt, eu sunt în capul vostru. Asta deja înseamnă ceva. Tu nu numai în capul nostru, tu ești și în sufletele și noastre. În viața mea. În viața noastră. A nu noastră. Pot să cred. De fapt, eu nu înțeleg, este ziua bărbaților sau a femeilor astăzi? Pentru că așa mă simt că, de fapt, este ziua omului, adică ziua mea. Hai să-ți propun să te uiți cine așteaptă astăzi în emisiune, ca să înțelegi a cui zi este. Hai să vedem. Astăzi, la Mercur retrograd, președinta noastră iese la rampă și vă răspunde. Adică vă felicită călduros și din inimă cu 8 martie. Azi iei ceai, omuș. Auzi, ia duci spune la porumbelul și ala să pună aici niște ceai. În exclusivitate avem un interviu în direct cu Nicoleta Nucă. Vorbim despre flori, bărbați, dar și despre noul clip lansat. Alex se lupta la început. Muzica o am cascut. De ce femeile din Moldova au un salariu mult mai mic decât cel al bărbaților? Și de ce în ultima perioadă imaginea femeii este la greu folosită în publicitate sexistă? Aflăm în curând de la experții noștri. Am blânzit tirul. Faceți cunoștință cu Elena Velcinski, fata care și-a îndeplinit visul de a deveni șofer de curse lungi. Așa și mă analizează de sus până jos și eu zic, eu sunt deja șofer pe tir, oricum am 8-9 luni experiență, deja conduc.
Tot azi în premieră vine Jan Raiburg la noi. Mai pe scurt, stați aproape și nu schimbați canalul. Sărut, femeie, mâna ta. Bună seara tuturor celor care și-au conectat televizoarele acum. Noi suntem la emisiunea Mercur Retrograd. Suntem într-o zi de 8 martie, unde numai pleșca muncește. Dai. Noi suntem aici de formă, noi suntem în general niște statui mergătoare și... Eu deodată, dacă sincer să vă zic că nu m-am recunoscut, dar mă bucură faptul că sunt pe capul vostru. Da, ești pe capul nostru și noi așa ne chinuim cu tine în fiecare zi. Din luni până joi. N-am putut să trecem peste această zi fără ca să ne felicite președinta noastră, a voastră, a tuturor. De aceea vrem să... De aceea vrem să o rugăm pe președinta noastră, Mercur Retrograd, să ne felicite, să ne zică vreo două, trei cuvinte. Dacă e președinte, apela să ne feliciteze, înțelegi? Vrem să ne feliciteze. Haideți să vedem despre ce este vorba. O, doamne, schinare! Aleacă, gata, mergem! Așa. Aici președinta felicitează pe toate femeile din țara noastră cu 8 martie. O felicitare, o felicitare, o felicitare pentru tine am. Mulțumesc, mama, că existi pentru Elena Eremia din Colibaș. Bravo, Elena! Ceargă victoria! Felicitări cu 8 martie pentru cea mai bună, cea mai dragă, cea mai iubită mama. Irina Galatan. Galatan, Irina. Cea mai bună prietenă. Atât. Acum doare mâna. Eu te-o-i durea, ia lasă jelea. Eu n-am înțeles, dar unde e și ceaiul? Ați iei ceaiul, amuș. Auzi, ia duci spune la porumbelul și ia lasă pune și niște ceai. Cea mai frumoasă femeie din lume. Așa, să nu te vadă. Să nu te vadă căcani. Eu n-am filmat-o, asta tăiem. Hai, mergem. Vreau să o felicit pe mămica mea, Mariana Sârbu, de la fiica Cristina. Dar tu nu mă întrerupi. Gata, scuză-mă. Îl chem pe Bolea, păi... Pățit-o. Vlad, dintr-o pălitură pșesă, deodată pici, pități. Așa, Nina Popa, felicitări surioare, să fii mereu așa crețoasă. Elena Solonar, te rog, felicit-o pe Ana Tkachenko și spune că îi mulțumesc pentru slănina din frigider. Serios? Ai slănină în frigider și nu zici la nimeni? Despre ce vorbești? Tkachenko, tu ai slănină în frigider și taci? Боля отдыхает. Вини боля? Вини. Ну, я вам сошу букацы какого. С моим тарязком, мушки. Хорошо. Bună seara, încă o dată, noi am revenit în studio. Noi avem niște teme destul de... ca să zic așa, pipărate, pentru că de obicei când se vorbește despre femeie, se vorbește de 8 martie, despre cât este de iubitoare femeia, despre cât este de atrăgătoare femeia, despre cât ar trebui să fie. Dar nimeni nu vorbește despre problemele femeii. De asta eu, ca o președintă adevărată, vreau ca azi să facem un alt fel de 8 martie. Și anume să vorbim despre chestiile care ne dor. De exemplu, eu am tot obosit să văd cum e folosită imaginea femeii în publicitatea, în publicitatea sexistă. Femeia e șefa gospodinii, a tigăilor, a periuților de veceu, dar ea ca bărbații îți director de companii. Noi am invitat-o alături de noi pe Elena Rățoi, reprezentantul agenției Anwoman, agenție ce promovează egalitatea de gen și protecția drepturilor și posibilităților femeii, activistă civică ce luptă împotriva sexismului. Elena, bună seara! Bună seara! Mulțumim foarte mult că ești alături de noi. Felicitări cu ocazia zilei de 8 martie. Noi îți dorim și un 9 martie frumos și fericit. Ce înseamnă pentru tine 8 martie?
8 martie, în primul rând, este acea zi în care trebuie să ne amintim despre toate acțiunile pe care le-au întreprins femeile și bărbații, pentru ca astăzi noi, femeile și bărbații, în principiu, să putem să ne bucurăm de toate drepturile. De exemplu, dacă acum ne se pare ceva absolut firesc ca să mergem să votăm sau să candidăm, sau, de exemplu, să putem decide cu privire la ce facem noi cu salariul nostru, sau în general, faptul că noi avem un salariu, este doar datorită la ceea că 100 de ani în urmă și un pic mai mult, câteva femei curajoase care s-au săturat să fie conduse, au decis că vor să se lupte pentru drepturi. Și vor să schimbe ceva. Hai să revenim la publicitatea sexistă. Ce înseamnă publicitate? Ce conținut are publicitatea sexistă? Publicitatea sexistă poate fi definită ca fiind acea publicitate prin care unul din genuri, de obicei femeile, sunt reprezentate într-o manieră denigratoare, sunt promovate stereotipurile de gen sau corpul persoanei este folosit, este sexualizat pentru a vinde un produs. Spune-mi, te rog frumos, noi avem în Republica Moldova legi ce exclud cumva sau interzic publicitatea sexistă? Da, într-adevăr, Republica Moldova a adoptat o modificare a legii cu privire la publicitate și a definit termenul de publicitate sexistă. La fel, codul contravențional prevede și o pedeapsă, o amendă pentru acele companii care utilizează publicitate sexistă. Care este amenda? Amenda, acum nu aș putea să, să o menționez, dar totuși, raportând la daunele, la prejudiciu pe care îl cauzează publicitatea sexistă, amenda este una foarte mică. Așa. Elena, spune-mi, te rog frumos, a fost un caz anume care a făcut să fie asemenea legi și la noi în Moldova? A fost un caz anume care a dat peste cap toată publicitatea asta sexistă? Sau s-a întâmplat de la sine, firesc, cumva, din mai multe? S-a întâmplat din cauza mai multor situații anterioare, din cauza mai multor publicități, din cauza faptului că activistele și activiștii au identificat necesitatea, că este nevoie ca să avem și noi o lege care să spună ce înseamnă, în primul rând, publicitatea sexistă, să o interzică și să stabilească o amendă. Într-adevăr, până la adoptarea acestei legi cu privire la publicitatea sexistă, au fost câteva cazuri în care Consiliul pentru Eliminarea Discriminării s-a expus cu privire la caracterul sexist a unor publicități. De ce te-ai apucat tu să fii activistă? Și ce te-a făcut? Da. În primul rând, faptul că noțiunea de publicitate sexistă era ceva nou pentru mine și am zis să încep să mă documentez. Adică, în cazul în care vii cu propuneri de modificare de legi sau când încerci să modifici o situație, anume trebuie în primul rând să te documentezi ce înseamnă asta și din ce cauză este dăunător. Respectiv, după mai multe cercetări, după mai multe discuții, chiar și cu activistele din alte țări, am început să înțeleg că la noi în Moldova publicitatea sexistă este practic peste tot, noi foarte, foarte des o găsim. Și din acest motiv am început să colectez exemple pe care le-am chiar într-un album. Cum are de suferit imaginea femeii în urma publicității sexiste? După cum am spus, anume femeia de multe ori este cea care este arătată într-o poziție denigratoare de către publicitatea sexistă. Ni se pare de fapt că publicitatea trece pe alături de noi, adică noi nu observăm, ea nu ne influențează, însă studiile arată că noi atât de mult suntem influențați și influențate de către publicitate încât nici nu ne dăm seama. Iar atunci când noi de obicei vedem o femeie dezgolită pe o masă sau cu niște pneuri între picioare sau fiind arătată doar la bucătărie, ni se creează imaginea că anume așa și trebuie să se poartă o femeie. De ce se face atât de mult acea publicitate sexistă? Ea se vinde mai bine? Sau care este faza? Iarăși, stereotipul spune că sexul vinde, așa, dar studiile arată că de fapt nu vinde. Pur și simplu noi ne-am obișnuit că pentru a atrage atenția ar fi bine să punem o femeie dezgolită lângă un obiect și noi considerăm că neapărat o să-l vinde. Uite, publicitatea sexistă s-a mutat foarte mult pe net.
De pe banere cumva sunt excluse. Eu țin minte chiar și un scandal cu o fabrică la noi de confecții, da? Deci atunci a început un fel de negare a publicității sexiste. Acum a trecut pe net. Cum putem noi să ne luptăm cu publicitatea de pe net, care este mult mai, mă rog, accesibilă tuturor? În primul rând, regula de bază este ca să nu distribuim acea postare de pe net. Adică soluția ar fi ca să facem un print screen și după care să utilizăm acest print screen pentru ca să informăm populația că, uite, ceva nu este în regulă cu publicitatea respectivă. La fel, una din metode care uneori merge este ca să le scriem în privat acelor companii sau reprezentanților acelor companii că nu este corect modul în care ei au reprezentat publicitatea și să-i rugăm să modifice. Uneori, asemenea discuții aduc rezultate. La fel, o soluție ar fi și să raportăm, să scriem o plângere către Consiliul pentru Egalitate, care se va expune cu privire la caracterul sexist al publicității și va obliga compania să o scoată. Uite, noi avem un test pentru tine și să aflăm și noi mai multe detalii despre ce înseamnă publicitatea sexistă și avem niște imagini și cum identificăm de fapt această publicitate, pentru că este o întrebare foarte bună. Uite, de exemplu, vezi? Da. Uite, această publicitate este sexistă sau nu? Da, desigur este sexistă și noi putem să facem, adică să deducem caracterul sexist printr-un test destul de simplu. Noi vedem aici bărbatul reprezentat la costum, îmbrăcat, serios, iar femeia cu un umăr dezgolit, respectiv este reprezentată într-o ipostază sexuală și deodată se face deosebirea între modul cum este reprezentat bărbatul și femeia. Am înțeles. Asta. Iată, noi chiar cu Miron discutam astăzi. Am avut dispute mari asupra acestei publicități. Mie mi se pare sexistă. Lui Miron? Mie nu prea mi se pare sexistă. Unde este sexismul aici, dacă este? Sexismul este anume prin stereotipul că femeia trebuie să se epileze, să fie mereu... Păi este o epilare cu laser. E și normal să... E pe la și noi, până la urmă nu știm dacă e femeie sau bărbat. Mi-a supunut inițial că e bărbat. Stai un pic. Sau îi a stupat partea asta de față și... Nu, mie mi se pare foarte clar că este o femeie și este exact cum ai spus tu, Elena. Mi se pare cumva obligată femeia să meargă la epilare, să așa asta. Femeia este frumoasă. O companie internațională, apropo, a făcut odată o publicitate foarte faină în ceea ce ține de epilare. Adică ea a prezentat femeia că da, femeia este frumoasă și epilată, dar poate să fie destul de ok de frumoasă și neepilată. Exact. Nu este obligație. Elena, spune-ne, te rog frumos, un mesaj pentru toți cei care, pentru noi, pentru societatea noastră, ca să transformăm publicitatea, să o facem în artă. În primul rând, să luăm atitudine, să discutăm, să vorbim atunci când ceva ni se pare că nu este ok în publicitățile în care sunt distribuite. Și am observat o tendință foarte pozitivă în ultima perioadă, când oamenii devin mai activi. Și în cazul în care o companie utilizează o publicitate sexistă, ea deja riscă să fie taxată de către societate, iar produsul ei să nu se mai vândă. În al doilea rând, iarăși, ca să înțelegem dacă publicitatea este sau nu este sexistă, facem un test de imaginație și ne punem întrebarea. Un bărbat ar fi arătat exact în asemenea ipostază în care este arătată și femeie, de exemplu, în boxer și culcat pe masă ca să reclameze o companie de fabricare a mobile? Dacă răspunsul este nu sau dacă ne spunem că nu, n-am văzut așa exemple sau asemenea exemple ne-ar stârni râsul, înseamnă că este neapărat sexist. Eu cred că are și bărbații reclame sexiste, exact. Și dar asta pe altă dată, pentru că este 8 martie și vorbim doar despre femei. Și noi îți mulțumim
mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi. Doamnelor și domnilor, noi am vorbit despre publicitatea sexistă și alături de activista Elena Rățoi și cum influențează ea personalitatea femeilor. Noi mergem la mai departe la Dănuța, care cred că e la vreun banchet pe undeva. Precis. Nu văd. Acolo și nu știe sărbătorește ea. Dănuța, ești cu noi? Ia uite-o. Bună seara, bună seara. Deci astăzi, cum vă știți, lucrează doar Sasha Pleșca. Fetele stau acasă și sunt în vizită la interpretă, la minunata Dana Marchitan, alături de mama ei, Dana Călțâne, pe Sasha Snucară. Cu o banană. Cu o banană. Felicitări tuturor fetelor și vă doresc bărbații voștri și Sasha Pleșca să aibă banana totdeauna ridicată. Spune-ne, te rog, ai participat vreodată la o publicitate sexistă? Pentru că fetele acum vorbeau despre asta. Nu, nu, din păcate încă nu, dar cred că la bătrânețe, când deja tot o să fiu așa maternată, când pielea va fi așa, voi participa cu siguranță. Noi vă felicităm cu 8 martie, fetelor, asta e pentru voi. Doamna Lilia, vă felicităm și pe dumneavoastră cu 8 martie. În general, mamelor, să fiți întotdeauna fericite, bucuroase și pline de dragoste. Dana, spune-ne, te rog, cum obișnuiești să sărbătorești această zi de 8 martie? Deci, întotdeauna 8 martie este o sărbătoare a femeilor în care ne alintăm cum putem. Fie ca în mâinile bărbaților, duse în brațe, la restaurant. Astăzi, iată, suntem alături de voi ca să închinăm un păhărel de cafea și mai avem ceva acolo de la Bali mai târziu un pic și așa sărbătorim cu multe, multe flori și, bineînțeles, în diferite locații, fiindcă nu stăm doar acasă. Acum stăm acasă, pe urmă mai mergem cu fetele, bineînțeles, neapărat trebuie să fie și vreun striptease de bărbați să ne danseze, că astăzi avem și o cuconadă neapărat, după asta chiar mergem la sauna cu fetele și am comandat un stripteaser. Nu este Sasha Pleșca, din păcate, acolo, Sasha pentru că el cu siguranță... Ia, el lăsă-ne din căciuna mea. El este. El cu siguranță o să facă concurență. Spune-mi, te rog, ce cadouri ai primit deja de 8 martie? Flori am primit, iată, diferite chestiuțe ca asta. De exemplu, am primit o invitație de la Mercur Retrograd să-mi lansez videoclipul astăzi, acum, prin intermediul vostru, mă auto-invit, spunem noi. Deci am făcut o piesă nouă și un videoclip care încă nu l-am băgat pe YouTube și acum, practic, în premieră absolut îl vedeți aici și mă cer. Mă cer la voi în ospeție. Dana, mâine vii? Mâine. Sara? Da. Ia gândește-te bine, pentru că noi mâine te așteptăm. Dacă ai zis că vii, noi te așteptăm. Eu tare și vreau poi mâine, dar vedem că pur și simplu ziua după 8 martie o să fie tare grea. Discutăm. Dar da. Doamna Lilia, știu că dumneavoastră nu prea iubiți să apăreți la cadru, să discutați. E rușinoasă. Ea se rușinează foarte mult, dar noi tare vrem măcar un pic să ne spuneți cum este Dana ca și fiică. Dana Cașfică, priviți clipul nou a Danii, asta e Dana cea adevărată care apare în fața publicului așa cum eu cunosc. Cum? Energizant. Diferită. Nu, anume așa cum o să vedeți în clipul ăsta bătută de alu Dana, eu vă spun, eu am rămas frapată că eu o știu așa din copilărie. Dar apropo, mama era de dacă la rață. Am avut o rață mută în videoclip și păpșoi în cap. Deci ne-am inspirat, bineînțeles, de la Cristina Miron. Și bineînțeles, această căciula mea fermecat de la Piața Centrală, de 450 lei, cu cășurul guguț, tot este acolo. Și mama era cu rața în mână. Nu, că dacă eu nu mă dușem, rața perie. Perie. Și tare, tare miroase urât. Mama, o șters-o. Fetele erau rusoaice, Dana la oraș e născută, dar eu am avut grijă de rață ca să-i dau măcar apă, pentru că o luat-o pe o sutcă întreagă și e doar o băut și datorită mie. Noi vă mulțumim pentru aceste detalii. Femei la un țeag! Noi vă așteptăm, dragi femei. Dana, doamna Ileana, vă felicităm încă o dată de 8 martie. Fiți fericite nu doar de 8 martie, dar în fiecare zi. Din suflet. Daniela, noi îți mulțumim pentru faptul că ai făcut acest interviu extraordinar. Am să țin cont de ceea ce a zis Dana, să fie tot timpul banana, cum a zis, ridicată, da? Ia uite, Sasha, așa nu se ține. Acolo nu se ține, în altă parte se ține, nu contează, da, iată, uite la Iura, se ține, da? E că la Iura se ține, dar la tine nu. Dar pe Iura... La mine trebuie să ajutat. Trebuie să ajutăm. Dragile noastre, astăzi încă o dată vă spunem că este ziua dumneavoastră, ziua de 8 martie. Noi trecem într-o scurtă
scurtă pauză publicitară, revenim peste ceva timp. Ține-o ghine, băi. Sau... În continuare la Mercur Retrograd, în exclusivitate, avem un interviu în direct cu Nicoleta Nucă. Vorbim despre flori, bărbați, dar și despre noul clip lansat. Alex Lupca la început, muzica o am cascut. De ce femeile din Moldova au un salariu mult mai mic decât cel al bărbaților? Aflăm de la experții noștri. Am blânzit tirul! Faceți cunoștință cu Elena Velcinski, fata care și-a îndeplinit visul de a deveni șofer de curse lungi. Așa și mă analizează de sus până jos și eu zic, eu sunt deja șofer cu tir, oricum am 8-9 luni experiență, deja conduc. Tot azi în premieră vine Jan Raiburg la noi. Mai pe scurt, stați aproape! Sărut, femeie, mâna ta! Ii, Sasha, e greu pe 8 martie, așa-i? Numai tu lucrezi mi titielul, așa-i? Dar nu e tătă viața? Și, da, Sasha? Da, da, da. Uite că mi este foarte greu, dar în același timp, ce am face noi fără aceste femei extraordinare? Mai ales fără tine, Ana, și fără tine, Miron. Ei? Eu aș fi pierdut, evident, vă zic. Sigur. Și normal. Și normal chestia asta despre femeile puternice vorbim astăzi. Și nu numai astăzi. Da. Avem foarte multe femei puternice și avem multe de emisiuni de vorbit. Da, dar astăzi vorbim despre succesul nostru, de exemplu, din showbiz-ul nostru. Și vorbesc despre Natalia Gordienko. Și nu numai a nostru, dar și cel rusesc. Vorbesc despre Natalia Gordienko, care în acest weekend și-a promovat videoclipul care o să ne reprezinte țara la Eurovision și a fost felicitată de către tot showbizul rusesc. Așa. Da, și paradox, uite, n-am găsit niciun artist, niciun mare artist care, bine, nu atât cât să o felicite sau să vină acolo la Moscova să o susțină, dar măcar un cuvânt de felicitare, de susținere. Noi suntem cu tine, Natalia. Noi nimic, domnule, parcă nici n-a fost. Și poate iată... a felicitat-o, dar noi nu știm. Poate... Nu știu, dar nu s-a prea auzit. Exact, exact. Dacă sincer, ce-ar fi fost asta oare? Nu știu dacă, bine, dur de spus, dar ar fi, să spunem lucrurilor, invidie, dar eu aș prefera să o numesc provincialism. Și atâta timp cât noi ne scăldăm în această oază de invidie și de limite, atâta timp noi nu o să depășim, noi nu o să ne autodepășim și noi nu o să creștem țara noastră și personalitățile noastre. Miron, tu ești așa de frumoasă, dar eu cu tine vorbesc, tot, nu cu pleșca. De asta cade, mai sus. Cade pleșca peste ochi. Vrea să-ți închidă ochii. Uite noi... că, da, n-am să cad, am să încerc să fiu cât mai ridicat și să fiu la nivelul femeilor, măcar astăzi, în data de 8 martie. Da, după care vedem. Da, noi vorbim despre femei puternice, da, și ce vreau să zic, alături de noi, după cum știm, pe fir este Nicoleta Nucă, care a lansat un nou hit, Fata din oglindă. Iar acum o avem în emisie directă. Nicoleta, bună seara! Bună seara! Uite, vreau să vă felicităm, adică eu vreau să te felicit cu ocazia zilei de 8 martie. Spune-ne, te rog, ce semnifică pentru tine, de fapt, această zi? În primul rând, mulțumesc mult! Pentru mine, 8 martie, în primul rând, înseamnă curaj și putere. Înseamnă emanciparea femeilor, în sfârșit, și egalitatea lor în societate. Deci eu această sărbătoare o iau mai mult punct de vedere a semnificației istorice. Da, Nicoleta, noi știm că ai lansat un clip, Fata din oglindă. Vorbește-ne despre el și semnificația acestei melodii și mai ales că e lansat acum înainte de Ziua Femeii. În primul rând, Fata din oglindă este povestea mea personală. Este despre mine și despre ultimii câțiva ani din viața mea. Este cumva o introspecție
o amintire a tuturor experiențelor pe care le-am trăit în anii de când sunt în România. Dar totodată este o piesă cumva dedicată femeilor, tocmai de asta am ales să o lansăm în luna martie, luna femeilor, pentru că are totuși, pe lângă latura tristă, povestea aia tristă de la început, există și acel curaj pe care, și acea putere pe care doar femeile o au de obicei, pe care, de fapt, pe care le-am întâlnit doar la femei. Și piesa asta este anume despre această putere, acest curaj de a se regăsi, de a-și înțelege și a-și accepta defectele, totodată aturile pe care le are orice femeie. Nicoleta, uite, noi știm că de fapt ești departe de casă. Spune-ne, te rog, uite, cum te simți tu acolo unde ești și de unde găsești inspirația? Să știi că mă simt foarte bine. Eu sunt o fire adaptabilă de felul meu și mă adaptez cam oriunde în lumea asta. Și inspirația încerc să mi-o găsesc în principiu din lucrurile mici, zi cu zi. Încerc să învăț să fac asta, să mă inspir din lucrurile mărunte, pentru că de fapt alea constituie într-un final fericirea cu adevărat. Ce să facem ca să ne regăsim? Ca să găsim fata din oglindă? E complicat, e chiar complicată întrebarea ta, pentru că există, sunt femei care au capacitatea să facă treaba asta singure, reușesc, însă de cele mai multe ori, personal, cred că este nevoie de un psihoterapeut. Pentru că de multe ori, din păcate, noi tindem să fim foarte subiectivi în privința noastră, în privința aturilor pe care le avem, nu le vedem de foarte multe ori. Respectiv, e nevoie de cineva cu experiență care din exterior să reușească să ni le arate și astfel să ne ajute să le acceptăm din nou, să le îmbrățișăm din nou și să putem să ne regăsim așa, fără să ne mai comparăm în continuu cu oamenii din jurul nostru, cu femeile din jurul nostru, că cu femeile de masă să facem, să ne comparăm cu alte femei de fiecare dată. Nicoleta, uite, vreau să zic că în primul rând, în momentul când o să fii la Chișinău, noi te așteptăm aici în platou ca să discutăm așa, să te simțim mai aproape de noi. Una la mână, doi la mână, vrem să te întrebăm dacă ai reușit astăzi să primești flori și de la cine, evident, și dacă inima Nicoletei acum este cumva ocupată. Da, bineînțeles că am primit flori. Am primit în primul rând de la iubitul meu, că așa ți-am și răspuns la a doua întrebare din start. Așa, cine este iubitul tău? Vrem să știm cu toții aici, evident. Sincer, nu-mi place să vorbesc foarte mult despre viața mea personală. Încercăm să ținem relația noastră cât mai departe de ochii lumii, pentru că este totuși, lumea tinde să fie mult prea curioasă, dar ce pot să spun este că suntem împreună deja de 3 ani jumătate. Felicitări! Este o relație foarte asumată și mergem încrezători spre viitor. Am înțeles. Spune-ne, te rog, dacă ai cumva vreun mesaj pentru toate doamnele din Republica Moldova și de acolo unde ești tu, evident. Da, cu siguranță. În primul rând, la mulți ani și îmi doresc ca toate femeile care măcar o dată în viața lor s-au simțit rătăcite pe drum să își regăsească calea spre fericire, spre împlinire, să se accepte așa cum sunt și să încerce să se dezvolte și să crească pe cât posibil, să nu mai depindă de oamenii din viața lor din punct de vedere emoțional și așa în vedere în mod toxic. Să fie independente din toate punctele de vedere și să încerce să fie, să se bucure de absolut toate lucrurile pe care viața le pune în calea lor. Nicoleta, noi îți mulțumim foarte mult că ne-ai acordat acest timp. Încă o dată vrem să te felicităm cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor. Te așteptăm aici, cum am zis ceva mai devreme, în platoul nostru și mult succes ai! Mulțumesc tare mult! O seară bună,
foarte. Pa, 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 pa. Da, noi am revenit în studio, aici este o atmosferă foarte... Miron plânge. Aoleu, ce s-a întâmplat? Mi s-a auzit ceva, microfonul și am mușcat. Aoleu. Aha. Mi s-a auzit. Deci voi sunteți pe aceeași undă, într-un fel. În timpul interviului s-a auzit un sunet. Un zgomot și eu am crezut că a căzut... ceva aici, sau Miron. E sau... ușor ricel acolo. Da, nu, da, gata, ne-am liniștit, da? Ca la școală mă simt acum. Te rog frumos, n-ai voie să râzi. Da, normal. Nu, dar nici n-avem de ce. Nu e o emisiune de amuzament. Dacă tot ne întoarcem la subiectele noastre, da, la ziua de 8 martie, ca fiind ziua internațională a femeii, știi ce mă supără pe mine, Miron? Mm. Faptul că dacă te-ai născut femeie, atunci nu trebuie să faci decât ceea ce se cere de la tine. Asta înseamnă, nu știu, să te naști, să naști, să te măriți virgină, să faci imediat 3 copii, că dacă nu faci 3 copii, societatea începe să te judece. Fiind virgină. Da, fiind virgină. Să naști 3 copii fiind virgină. Așa, trebuie să poți. Numai femeia poate să poată asta. Evident. După care, la bucătărie, iarăși... Cel mai bun bucătar. Șef bucătar. Așa, carieră de preferință, nu, dar... Dar ai, să taci. Dar să taci. Să taci. Și tot timpul poți să aștepți replica asta. Dar cine nu te-a lăsat să faci carieră? Da, da, da. Deci asta la noi, cu 3 copii sau... Și Doamne ferește să ai o altfel de profesie, dar mai ales de profesii masculine, gen cosmonaut, gen președinte. Și Doamne ferește să ai un amant. Doamne ferește. Da, apropo, despre ce vreau să vă propun să discutăm, eroina noastră din următorul reportaj, să știți că la un moment dat a ajuns să râdă de ea o societate întreagă pentru că a vrut să-și urmeze visul care nu era compatibil cu visele noastre. Dar ea a avut curajul să treacă peste stereotipurile asociate femeii și a devenit șoferiță pe fir. Da, extraordinar. Hai. Eu cred că ar fi bine să vedem, da? Da, 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 eu zic... Să vedem reportajul. Sunt șofer putier. Oricând am ceva timp liber și reușesc, eu merg în camping, merg în hiking. Da, ați auzit bine. Moldoveanca care își urmează visul în Statele Unite ale Americii lucrează șofer pe tir. Elena Velicinski, tânăra de 26 de ani, care a plecat acum 3 ani în America, ignoră orice judecată sau discriminare atunci când oamenii află ce job și-a ales. În America sunt foarte multe femei pe tir și chiar dacă le vedeam că conduc, mie mi se părea că oricum asta nu e pentru mine, oricum asta e acolo ceva ce eu niciodată nu o să pot să fac. Wow, cât curaj trebuie să ai! Răspunsul meu era, nu e vorba despre curaj, e vorba de un fel de disperare, să zic, sau un fel de căutare activă, de o ocupație care cumva poate să-ți dea libertate, să-ți controlezi timpul și cât de cât o independență financiară. Cel mai des primește comentarii sexiste din partea persoanelor care vin din zona CSI, pe când localnicii apreciază munca pe care o face și de multe ori chiar îi oferă suportul. Chiar recent am avut o situație în care luminile care semnalează stânga-dreapta nu funcționau la remorcă. Am sunat pe cineva și am zis, uite ce problemă am, trebuie să fie fixată. Și tu vrei să fii șofer pe tir, da? Așa și mă analizează de sus până jos și eu zic, eu sunt deja șofer pe tir, oricum am 8-9 luni experiență, deja conduc. Și mai zice ceva de borș, gen, nu se mai primește ceva cu borșul ăla acasă, da? Și ai decis tu așa să conduci tirul, da? Asta e reacția lor, așa privesc ei lucrurile, nu mă afectează nici într-un fel. Din partea americanilor niciodată nu am avut astfel de situații, doar din partea ruși, moldoveni, da. Alegându-și această meserie, știa că va avea posibilitatea să petreacă timp în cele mai frumoase locații din natura Americii de Nord. Cel mai frumos moment când ești în camping diminețile este să faci cafea. Uneori merg chiar și o singură zi, pe câteva ori merg undeva, îmi iau tot ce am nevoie ca să-mi fac o cafea și pur și simplu stau acolo, beau cafeaua, mă recuperez, mă încarc cu energia de care am eu nevoie, îmi savurez cafeaua și atunci sunt ok să merg înapoi acasă. Eu sunt stăpână pe viața mea,
Eu știu mai bine care e istoria mea, ce m-a construit și ce m-a clădit pe mine și ce stă la baza alegerilor mele. Eu nu aștept să vină cineva să-mi dea permisiunea ca să fac niște alegeri în viață, să fac niște decizii. Eu pot să-mi controlez 100% viața și ce se întâmplă în jurul meu. Fetelor, eu pot să vă zic că uitându-mă la acest material, pot doar să o invidiez, pentru că știi, eu câteodată, de exemplu, mi este frică să merg la volanul unei mașini, da, foarte mici, dar dita mai un tir să conduci și în plus la asta este o fată care arată foarte bine, da, bravo ei, felicitări și ce să zic, mi-aș dori să merg alături de ea în tir. Aha. A fost sexism. A fost sexism. N-a fost deloc. Sau n-a fost. A zis că și încă arată foarte bine. Ce contează cum arată? Ha? Pleșca, te-am nu prins? Nu arunca prins? Cu ea ca așa. Așa să nu, știi. Hai să mă prins de fiecare Miron, dată. Miron, stai că acum eu o să iau și o să-i țin un pic hangul lui Pleșca. El a vrut doar să complimenteze. Ai înțeles? El, de fiecare dată când îți spune ție cât de bine arăți, tu te simți... Ai văzut cum a venit bumerangul înapoi? Noroc ai de... Noroc ai de... Măi, anișoara. Pe mine mare altceva m-a impresionat din acest material faptul că o femeie, un om, a spus atât de sigur că ea este stăpână pe viața ei și nu influențează absolut nicio idee dintr-o parte, nicio stereotip al societății. Uite, știi, mie mi se pare asta atât de normal, eu, știi? Când noi facem materiale de genul ăsta, reportaje, e și normal să facem așa ceva, dar mie mi se pare asta atât de normal încât... Ar trebui înțeleg, să fie. Da, ar trebui să fie. Într-o societate sănătoasă ar trebui să fie normal, dar din păcate știi cum în ce societate trăim. Da, să știți că de fapt niște lucruri normale într-o societate anormală poate pot părea fi. Și ele anormale, exact. Da. Vreau să zic că noi avem o invitată aici despre care o să încercăm să discutăm despre o problemă, despre discriminarea femeii, evident. Alături de noi este activista Alina Andronache. Bună seara! La mulți ani cu ocazia zilei de 8 martie. Ce înseamnă 8 martie pentru tine? Bună seara! Mă bucur să fiu aici să discut despre acest subiect, pentru că pentru mine 8 martie, cum glumim noi în familie și cu colegii, este ziua mea profesională sau ziua profesională alături de colegii mei, pentru că 8 martie nu este doar despre flori și cadouri, dar este și despre comemorarea, da, a celor care au luptat pentru drepturi de care noi ne bucurăm astăzi, inclusiv voi că aveți dreptul să moderați o emisiune la TV, să apareți la TV, că ne putem liber plimba pe drum, că putem să votăm, putem să învățăm, putem să divorțăm, putem să avem afaceri și o mulțime de alte lucruri pe care acum 100 de ani nu puteau să le facă femeile. Și oricum, despre asta este 8 martie. Noi ne aducem aminte despre drepturi care le avem astăzi și încercăm să vociferăm sau încă o dată să spunem despre acele drepturi despre care sau pentru care trebuie să mai luptăm mai departe. Despre asta e 8 martie. Sunt de acord, dar pentru mine 8 martie înseamnă și cadouri, pentru că mie îmi plac foarte mult sărbătorile și mai ales ziua mea și mai ales ziua femeii. Și trecem la discriminare, mai da. La introducerea asta. Am înțeles. Eu am înțeles. Tu mie să-mi scrii notiții ce cadouri îți dorești și, în general, poți să lași notiții la TVO pentru că știi că ești o super vedetă și o să-ți împlinească. Alina, noi ne întoarcem la problema pe care am abordat-o, discriminarea femeii. Tu ai spus niște nuanțe și niște drepturi ale femeii care ele trebuie să fie fundamentale. Din păcate, n-au fost. Dar și în secolul 21, femeia este foarte limitată, foarte marginalizată, foarte discriminată, începând de la aceeași, hai să luăm, aceeași convenție de la Istanbul, care încă nu este semnată și care protejează cumva femeia. De ce? Nu este semnată? De ce se întâmplă piedici din astea? Ia să încep cu drepturile femeilor de astăzi. Într-adevăr, se crede că în secolul 21, oare pentru ce mai luptăm sau... Ce nu mai au femeile sau ce mai vor femeile sau ce drepturile sunt încălcate. Și uitați-vă că la organizația în care activez, noi încercăm să măsurăm în fiecare an sau avem un instrument gândit de noi în care măsurăm nivelul egalității de gen. În 6 domenii. Este piața muncii, politică, accesul la resurse, educație, sănătate, percepție și stereotipuri. Și nivelul egalității de gen are la bază, sau indexul egalității de gen are la bază 32 de indicatori,
care sunt grupați pe aceste șase domenii și se măsoară de la 0 la 100. Adică cât mai aproape suntem de 100, înseamnă că nivelul egalității de gen este mare, cât mai departe înseamnă că sunt mai multe inegalități prin un domeniu sau altul. Și tradițional lansăm de 8 martie. Păi iată, astăzi, nivelul egalității de gen în Republica Moldova este până la 60. Și asta scade cu un punct față de anul trecut. Asta ca să zic exact o cifră ce înseamnă egalitate de gen. Dar maximal ar fi 100. Maximal, asta e, da, asta e egalitatea absolută. Ideal. Pe care o să o atingem după calculele noastre deci peste 204 ani. 60 e bine sau rău? Până la 100 mai avem. 59. Noi am spus un punct față de anul trecut. Ca să înțeleg prin comparație. Deci, da, noi avem anumite progrese, nu putem să le spunem cât e rău la noi în Moldova. Avem, da, avem. Da. Avem anumite progrese, de exemplu, în politică. Noi astăzi avem anumite prevederi în politice care, cum zic, promovează femeile și totodată au drept scop ca să avem mult mai multe femei în politică. Fie că de apele, vorbim în Parlament, da? Dar ceea ce ne rămâne acum este să pe deplin să ne bucurăm de acestea, pentru că ele încă niciodată toate prevederile nu au fost aplicate 100%. Ba s-a schimbat sistemul de vot, ba nu mai știu eu ce, dar acum, dacă vor fi, de exemplu, în luna următoare, dacă ar fi alegeri anticipate, în sfârșit vom vedea cum lucrează mecanismul de 40% plus plasament. Acum rămâne să ne, cum zic, să monitorizăm aplicarea legii și să susținem femeile din Parlament să fie mai vocale. Da, noi avem și alte progrese pe care le-am făcut noi în diferite domenii, dar cu regret, la capitolul de violență, deși în 2017 Moldova a făcut un progres enorm prin votarea legii numărul 45, prin legea care are drept scop, da, prevenirea și combaterea violenței, noi suntem departe, departe de a apăra drepturile femeilor. Și atât convenția este acel instrument care ne ajută și de un an de zile Parlamentul pur și simplu ignoră și nu face nimic. L-a blocat în Parlament. Ce? Eu am două argumente. Da. Mai zic că asta e opinia mea personală. Okay. Da. În primul rând că atunci când un stat sau Parlamentul va ratifica convenția de la Istanbul, el recunoaște că există acest fenomen în țară, 1. 2. El recunoaște că această problemă nu e personală, adică nu este problema victimii, dar este problema societății. Și 3. Cel mai important, guvernul sau, hai zicem, autoritățile își asumă să facă orice sau să întreprinde acele măsuri pentru prevenire, cel mai important pentru protecție și pentru pedepsire. Și aici când vorbim despre prevenire, dar să-mi închei gândul, este că statul, în cazul în care nu doar o să fac tot posibil ca nicio femeie și nicio fată să nu se confrunte cu violență, dar în momentul în care te-ai confruntat, să te ajute să ieși din cercul ăsta, inclusiv cu anumite cu o susținere financiară, cu spațiu în care tu să locuiești, orice. Și eu cred că anume aici este problema, că statul sau autoritățile nu vor să asume lucrurile astea și promovează anumite mituri legate de convenții, numai să nu-și asume și să nu uităm că este acel organ internațional care o să verifice permanent ce a făcut Republica Moldova și cum este implementată ratificarea convenției. Haideți odată să acceptăm, să recunoaștem, haideți odată să ne asumăm anumite responsabilități. De ce guvernul nostru nu vrea să-și asume această responsabilitate? De ce guvernul și-a asumat în decembrie 2019, cu mici rezerve, cum vrea să le dea, dar Parlamentul? Adică se zice că fiecare a treia femeie de la noi din țară este abuzată și 34% din femeile abuzate n-au depus o plângere niciodată. Pentru că femeile astea sunt limitate și mă refer mai mult la spațiul rural, ele nu știu, pentru ele este o rușine să se ducă să facă plângere la poliție că au fost abuzate. Că și o să zică satul. Dar cum să nu-ți fie rușine? Pentru că în momentul în care apar la noi cazuri despre o formă de violență care s-a confruntat o femeie, toată țara, inclusiv și mass media, cu tot respectul, o să se bage în cele mai mici detalii ale vieții acestei femei și nicio cuvânt despre agresor. Sau maxim. Un bărbat de 21 de ani a violat femeia cu tare și se începe că ea nu era dintr-o familie bună, că ea nu învăța, că ea nu lucra. Orice o să se bage peste toată viața ei și nu cumva, e și normal, sub presiunea asta nici o femeie nu vrea să treacă și nu o să raporteze. Da, spune-ne, te rog, iată acum dacă putem să vorbim un pic despre discriminarea salarială. Totuși femeile au un salariu mai mic decât al bărbaților sau nu? Chiar vă mulțumesc pentru această întrebare. Puțin. De fapt, noi există o discrepanță salarială și este în creștere în ultimii 8 ani și astăzi noi avem o discrepanță de peste 17.000 de lei. Ca să anual, deci anual. Asta este calculat
O femeie primește cu 17.000 de lei mai puțin decât un bărbat. Diferența de, deci vârsta contează? Noi vorbim din Moldova? Da, noi din Moldova vorbim. 17.000 de lei? Da, asta se ia salariul mediu brut al bărbaților și al femeilor și face o comparație în toate domeniile de activitate. Am înțeles. Deci eu știu că până la 25 de ani diferența de salariu între femeie și bărbat e de 15% și după 50 de ani diferența este de 25%. Ceea ce am observat noi că anume începând în, sau, hai zicem, în situația în care femeile devin anume mame sau sunt căsătorite, atunci încep cele mai mari sau bariere care influențează asupra salariului. Piedici. Piedici, hai să spunem. La un, la un interviu de angajare cu o mamă tânără vine, în genere, cred că în CV este o discriminare ca să spui statutul tău, adică ești căsătorit sau nu și câți copii. Vă dați seama, eu și soțul meu. Să presupunem că aceeași facultate, avem experiență, același CV-ul. Și eu indic că sunt mamă, căsătorit și am 3 copii și soțul meu. Cum credeți, cine are mai mare șanse la angajare? El. Pentru că tu trebuie să rămâi după mentalitatea acasă să crești copiii. Și nu doar asta, că mulți angajatori cred că are 3 copii, asta înseamnă că mai des o să lipsească, copiii o să îmbolnăvească, o să iei concedii medicale, o să întârzi pentru că îi duci la grădiniță școală, o să iasă mai devreme că să iai de la grădiniță și școală. Și iată lucrurile astea. De fapt, lucrurile astea se întâmplă, poate, și mulți angajatori gândesc din propria experiență, cred eu, dar lucrurile astea se întâmplă din cauza că statul nu oferă oportunități sau nu oferă măsuri în care orice femeie sau orice bărbat, în dependență de situația familială, câți copii au, să poată decide cine stea în concediu de îngrijire, cine să nu stea, cât să dureze ei și tot așa mai departe. Și eu recunosc că în 2018 statul a făcut cumva un pas înainte, într-un fel, în, în deschiderea, în promovarea femeilor pe piața muncii, dar ele au ieșuat pentru că, cum zic, acest pas înainte a fost ca să scurteze concediu, într-un fel că poți să alegi 2 ani și 3 ani, tu poți să ieși oricând și să-ți păstrezi indemnizația, dar creșe nu sunt. Scuză-mă că te întrerup, Alina, mulțumim din suflet, da, eu înțeleg, dar noi revenim după publicitate, iar acum luăm o mică pauză. Bună seara, încă o dată vrem să vă spunem că am revenit după o scurtă pauză publicitară și alături de noi este Alina Andronache, cu care discutăm despre discriminarea femeii în societate. Eu cred că totuși lucrurile pe parcurs un pic se aranjează. Nu este totuși, avem o lumină, nu? Alina, la capătul tunelului se vede o lumină, dar suntem departe să-l trecem acest tunel. Mai avem mai mers pe jos. Da? Da. Cam 104 ani, da? Eu, 204 ani. Eu am așa o întrebare. Prin această luptă de drepturi a femeilor, noi cumva nu discriminăm un pic bărbații? Sau, eu întreb, adică nu încălcăm drepturile lor uneori? Omului, în general. Nu omului, a bărbaților. Lupta pentru egalitate de gen înseamnă lupta pentru ambele genuri. Și atunci când noi, doar că istoric și ceea ce avem noi astăzi în prezent, femeile sunt cele afectate, dar paralel, noi am luptat foarte mult, de exemplu, pentru concediu paternal. Uh-huh. Acel concediu pentru tați care își poate lua la nașterea unui copil. Noi luptăm mai departe pentru ca tații să poată beneficia și de concediu de îngrijire a copil sau o cotă aparte, să motivăm tații. Sunt și alte domenii sau, de exemplu, în sănătate. În sănătate, bărbații sunt cei din cauza stereotipului care cel mai tare suferă. Și atunci noi avem anumite prevederi sau ceea ce luptăm noi pentru bărbați aici în domeniul sănătății să promovăm, să scăpăm de acea masculinitate toxică. E ok să te duci la medic, este ok să mergi la control, sănătatea să-ți par și alte lucruri. Doar că așa s-a întâmplat că astăzi femeile sunt cele mai afectate în toate domeniile. Dar în acele domenii în care există inegalități care îi afectează pe bărbați, noi întotdeauna le vociferăm. Alina, noi îți mulțumim foarte mult că ai fost astăzi alături de noi. Noi te mai așteptăm și cu date mai vesele și mai optimiste. Doamnelor și domnilor, noi suntem la Mercur Retrograd, iar pentru voi, telespectatorii noștri, avem o surpriză, nimeni altul decât Jan Raiburg, care cântă Femeia atât de frumos.
ador de mult, frumoasa mea. Parcă ai fi din povești, tu ești visul și speranța mea. Știu că mă iubești. Eu exist cu chipul tău în gând, să te văd, vreau mereu. Foarte mult îndrăgostit fiind, vreau să știu și eu. Iubita mea, frumoasa mea, ești luminoasă ca o stea. Flori îmi floresc și îmi șoptesc că te iubesc. Iubita mea, regina mea, ești luminoasă ca o stea. Flori îmi floresc și îmi șoptesc că te iubesc. Te-aș aduce soarele din cer să-l privești și să-mi spui: te iubesc deloc, nimic nu-ți cer. Vorbe duse îmi spui. Eu exist cu chipul tău în gând, să te văd, vreau mereu. Foarte mult îndrăgostit fiind, vreau să știu și eu. Iubita mea, frumoasa mea, ești luminoasă ca o stea. Flori îmi floresc și îmi șoptesc că te iubesc. Iubita mea, regina mea, ești luminoasă ca o stea. Flori îmi floresc și îmi șoptesc că te iubesc. Frumoasa mea, ești luminoasă ca o stea. Flori îmi floresc și îmi șoptesc că te iubesc. Iubita mea, regina mea, ești luminoasă ca o stea. Flori îmi floresc și îmi șoptesc că te iubesc. Flori îmi floresc și îmi șoptesc că te iubesc. Vă mulțumim foarte mult. Da. Vă așteptăm aici lângă noi pe canapea. Doamnelor și domnilor, haideți să vă spun un pic de istorie, de preistorie a dumneavoastră ca invitat la noi pe canapea. Bună seara încă o dată. Primul loc, eu aș vrea să vă felicit cu ziua femeilor. Mulțumesc. Și cum se zice, sărut mâna. Mulțumesc mult. Aoleu, ce frumos. Eu vin. Stai cu olul. Deci... Mai este tot vrea să-i sărutați mâna. Uit la dânsa cum trieci, nu? Este ghiucică. Și... sănătate vă doresc, că toată lumea acum mască merge. Dar dă, Doamne, să vină momentul când fără mască o să ne pupăm. Amin, mai mască. E că ea așa m-a acoperit tot timpul. Poartă de normal. Ana, noi suntem, foarte bune prieteni cum eram. Da. Domnule Reinburg, vreau să vă spun că am avut o istorie. Deci noi săptămâna trecută am făcut o testare pe Facebook și am întrebat telespectatorii pe cine ar vrea să vadă în data de 8 martie aici pe, lângă noi pe canapea și au fost Carlas, Dreams, The Motans și dumneavoastră. Și dumneavoastră sunteți astăzi aici, deci telespectatorii noștri vă iubesc și v-au așteptat. Da. Eu vă mulțumesc pentru așa o informație care eu nu știam, dar dacă știți, dacă se compară Carlos Dream și eu, eu cred că trebuie să fiu și eu cu mască. De fapt, în această perioadă cam toți purtăm mască.
Dar în orice caz, vă mulțumesc, că îmi pare bine și mă bucur. Cred că în mască gen Carlas nu v-ar sta așa de bine, dumneavoastră, da. Eu pot încot masca. Nu trebuie. Aici. Spuneți, domnul Raibur, ce rol are femeia în creația dumneavoastră? Eu cred că, știți, o întrebare corectă și vă mulțumesc pentru întrebare, dar cred că femeia joacă în viața mea rolul cel mai important și mai ales că dacă noi vorbim de genul cu care mă ocup eu, din 400 ceva de piese care am scris în viața mea, cred că 80 sau 90% aparțin femeilor și dedicate femeilor. Așa a fost când am fost tânăr. Cineva zice că am fost tânăr și frumos, acum am rămas numai și. Și totuși eu încerc în continuare să scriu piese care sunt dedicate femeilor, că fără femei nu e viața. Și cine este femeia, de fapt, care v-a inspirat pentru cântecele dumneavoastră? Mama, iubita? Știți, eu cred că orice bărbat în viața lui, el din copilărie, el știe pe mama, pe bunica. După ce se face mai mare, după ce sunt niște momente de dragoste, după ce pare soția, după ce copiii vorbesc, dacă vorbim acum de fete, de fiici. Dar cu părerea de rău, astăzi e o zi frumoasă. Eu aș face 360 de zile să fie ziua femeilor, dacă aș avea posibilitate. De fapt, da. Nu înțelegeți, de mine nu depinde. De la mine, știți, eu pot să spun. Așa aș vrea eu. Dar ziua de 8 martie, eu cred că e o zi destul de interesantă dintr-o parte. Din altă parte, e o zi, femeia se simte ca femeie, o dată pe an. Dar eu știu, Clara Zetkin și Rosa Luxemburg, da, care... Sunt inițiatoarele acestei zile. Sărbătoarea asta, eu cred că noi, nimeni din noi nu știam cine erau ei, știam cine erau ei, dar... Mă rog, asta a fost cândva. Da. Dar totuși eu văd dreptate să fie o zi care e dedicată femeie și eu cred că orice femeie se bucură astăzi că e femeie și bărbatul trebuie să fie treaz, așa cred eu, și dacă trebuie neapărat invers să vină cu flori, asta tot neapărat, nu odată pe an, dar de-a Doamne să vină de cât mai des cu flori acasă. Că femeia și este floare. Domnul Raimburg, mă iertați, colega mea, semnul infinitului, floarea noastră, are ceva să ne spună. Domnul Ian, de câte ori dumneavoastră v-ați îndrăgostit în viața aceasta? De câte ori m-am îndrăgostit eu? Și... Da. Eu sunt îndrăgostit, soția mea. Și Odată? Câți ani de căsătorie aveți? Mulți. Mulți înainte. Bravo. Da. Știți, eu vreau să vă spun că vorbim de soție, asta e muza, da? Acum m-ați întrebat de unde, cum eu creez piese și mai departe. Cred că foarte mult contează ce e acasă la tine. Sunt bărbați care vin acasă cu plăcere, sunt bărbați care vin că trebuie să vină acasă. Eu vin acasă cu plăcere, mă atrage casa și chiar și pandemia care acum există, eu cred că toată lumea spune că ședeți acasă. Dar eu totuși și acasă stau și încerc ceva să fac în studio. Miron, lasă bărbații să termine. Am așteptat, am fost răbdătoare. Cum ați cerut-o pe soția dumneavoastră în căsătorie? Cum am cerut pe dânsa? Da. Da. Eu cred că, în primul loc, eu nu țin minte. A fost de mutare, da? A doilea moment, eu cred că dacă cer pe cineva de căsătorie, trebuie să ai simțirea, că asta nu așa se face, că cumpăr bilet sau nu cumpăr bilet. Eu cred că tot există din momentul cum simți tu. Dacă tu simți că fără persoana respectivă, fără femeia, deja viața nu există, asta înseamnă trebuie să o tragi pe dânsă și să ții. Și de obicei se simte foarte repede, din primele clipe. Așa ați simțit și soția dumneavoastră? Eu cred că există așa un cuvânt chimie, da? Așa. Este da? Așa ceva. Tu poți să stai și să nu vorbești cu o persoană și simți că ceva e între voi, ceva e. Chimie. Da, sau poți să stai de vorbă zi și noapte și mai departe și nu există deloc nimic. Domnul Rai, tot am vorbit astăzi despre, am avut o discuție despre feminism, despre discriminare. Vrem să vă întrebăm, ați zis că o iubiți atât de mult pe soția dumneavoastră. Aveți la bucătărie, spălați vasele, faceți curat, adică sau chestia asta nu există? Eu în viața mea, eu încerc să fac tot.
ce e legat cu casă. Da, eu spăl vase, unde ea sfădește cu mine și spune pentru ce faci tu, dar eu fac, că eu ajut pe dânsa. Eu pot să fac și mâncare. Odată, într-o glumă, așa, să vorbim, odată ea era la servici, eu am fost în magazin, am cumpărat tot ce am făcut, așa, o oală mare cu carne și cu cartofi, și când ea a venit, o mirosit, zice că, nu știu ce un miros așa, eu zic, iată, eu am pregătit, am pus tăcâmuri, tot cum se cade. Și știi ce mi-a spus? Zice că, dar ce, nu-ți place cum eu gătesc? Și eu am luat tot și am turnat în viceu. Da, asta este. Dar, mă rog, asta a fost cândva. Acum gătiți? Apele sau mai liniștit? Acum eu pot să mănânc un salam, o tartină și asta îi fac eu. Am înțeles. Un ceai. Domnul Ian. Da. Ian, transmiteți un mesaj de felicitare pentru toate femeile din țară. Pentru toate femeile din țară, eu cred că, știți, dintr-o parte sună banal, din altă parte eu vreau să doresc tuturor femeilor sănătatea, asta e prima, și dragoste. Să fiți iubiți și să iubiți, să fiți fericiți și să vă simțiți ca femeie. Asta tot ce simt eu, vorbesc din partea mea personală. Noi vă mulțumim foarte mult, noi am simțit deschiderea cu care ați adresat aceste cuvinte. Să știți că noi avem o rubrică foarte frumoasă în luna martie și anume se numește Tu ești primăvara mea. Este o campanie pentru a ajuta și a face lumină în viețile femeilor un pic mai trist.